Bună ziua, sunt Adrian Teampău, partener asociat în divizia de consultanțe fiscale Ernst & Young România. Sunt aici cu Cătălina. Bună! Bună! Ea este manager în cadrul același departament și astăzi ne-am gândit să discutăm despre impactul reducerii cotei de TVA de la 9 la 5% pentru serviciile de restaurant și catering. Modificarea intervine începând cu 1 noiembrie. Așadar, Cătălina, poți să ne dai mai multe detalii despre această modificare? Începând cu 1 noiembrie, după cum știți, cota redusă de TVA de 5% se va aplica pentru mai multe categorii de servicii. Anterior, această cotă a fost de 9%. Serviciile sunt cazarea în sectorul hotelier, serviciile de restaurant, catering, cu excepția băuturilor alcoolice, exceptând berea, dreptul de utilizare a facilităților sportive, precum și în accesul la parcuri de distracții, parcuri recreative și bulciuri. Această extindere a aplicării cotei reduse de 5% va genera efecte semnificative pentru industriile menționate anterior, dar în special impactul se va regăsi în zona prestării serviciilor de restaurant și catering. Cum anume e afectat acest sector de aceste reduceri de TVA? Pentru că teoretic pare o măsură pozitivă atât pentru afacerile din domeniu cât și pentru consumatori. Dacă ar fi să ne gândim la un prim efect, ne-am putea aștepta ca prețul pentru aceste servicii să se reducă ca urmare a reducerii cotei de TVA. Însă, după cum am văzut în practică și în situații anterioare, acest lucru s-ar putea să nu se întâmple. Prin urmare, este interesant de văzut ce vor face societățile activând în domeniul serviciilor de restaurant și catering cu această sumă suplimentară de TVA pe care o vor încasa. Din experiența anterioară, credem că s-ar putea reorienta, de exemplu, spre investiții sau posibil spre creșteri salariale în sector. Așadar, reducerea prețurilor nu este ceva cert controlabil de către guvern, însă putem spera, așadar, dacă tragem până aici o primă concluzie, este că această măsură legislativă are posibile efecte pozitive, însă nu certe. Așa este. În plus, pentru anumite societăți comerciale, s-ar putea ca vestea reducerii cotei de TVA să nu fie chiar o veste bună sau o veste care să îi impacteze în vreun fel. Spre exemplu, covrigăriile, simigeriile, șaormeriile sau alte puncte în care mâncarea se livrează în regim fast food nu vor beneficia cel mai probabil de această cotă redusă de 5% și vor continua să-și desfășoare activitatea ca și până acum. Deja mi s-a făcut foame de vorbind de atâta mâncare. Dacă aș fi străin de domeniul TVA, ai spune că e o adevărată ciudățenie. Ne poți explica, te rog, de ce există această diferențiere de tratament? De ce unele, în anumite situații, putem să aplicăm cota redusă de TVA, în alte situații nu? Această diferență provine din prevederile legislației de TVA din România. Mai exact, are legătură cu definiția serviciilor de restaurant și catering, care trebuie văzută separat de o pură livrare de produse alimentare. Chiar și din sintagma folosită pentru aceste activități, se înțelege că în cazul serviciilor de restaurant nu se livrează doar mâncare, ci există și o prestare de servicii ce este predominantă. În cazul unei livrări de alimente, nu avem această componentă a serviciilor conexe și, prin urmare, tratamentul de TVA aplicat va fi diferit. În cazul restaurantelor, spre exemplu, pe lângă livrarea alimentelor spre consumatori, avem și componenta de locație, de servire, de furnizare a explicațiilor cu privire la mâncărurile din meniu și altele.
A introdus în discuție un concept interesant de servicii conexe legate de alimente și băuturi. Unde tragem linie și cum facem diferențierea acesta? Dacă atunci când eu cumpăr o mâncare, un aliment, beneficiez sau nu de servicii? Este interesantă și foarte bună întrebarea ta. În mod normal, răspunsul ar fi: codul fiscal ne ajută și ne povestește ce înseamnă servicii conexe, însă nu este chiar așa. Serviciile conexe nu sunt definite în legislația de TVA românească, însă putem să ne referim, de exemplu, la jurisprudența europeană, unde există o discuție mai largă cu privire la ce reprezintă serviciile conexe. Ca un exemplu, în cazul serviciilor de restaurant și catering, livrarea de alimente este însoțită de punerea la dispoziție a consumatorilor a unei infrastructuri, de exemplu, toaletă, vestiar, garderobă și mobilier, scaune, mese într-o locație atractivă. Există personal care ajută clienții să se hotărască asupra meniului, asupra mâncărurilor, băuturilor. Ei vor fi cei care vor lua comanda, vor aduce comanda, vor debarasa mesele. Prin urmare, de multe ori, clientul merge la restaurant nu neapărat pentru calitatea mâncării, pe care și-o poate comanda și acasă, dar pentru calitatea serviciilor și pentru atmosfera din restaurant. Prin urmare, serviciile conexe reprezintă acele servicii primite de client pe lângă furnizarea alimentelor. În cazul serviciilor de catering, diferența față de serviciile de restaurant este locația în care se consumă alimentele și în care se furnizează aceste servicii conexe. Dacă în cazul serviciilor de restaurant locația este cea a prestatorului serviciilor, în cazul serviciilor de catering, de cele mai multe ori, serviciile sunt prestate la o locație a clientului. Însă, și în acest caz, de obicei, livrarea mâncării vine însoțită de personalul care așează masa, vine însoțită de anumite suporturi pentru mâncare, aranjate într-un anumit fel și conform cerințelor clientului. Așadar, pentru a nu confunda serviciile de catering cu livrarea de alimente take-away sau la pachet, pe românește, trebuie luată în considerare existența personalului pe care prestatorul îl pune la dispoziția clientului pentru servirea mesei în cazul serviciilor de catering. Adică nu putem pune un semn de egal între servicii de catering și livrarea de alimente în sistem take-away la pachet. Cu siguranță este o mare diferență, pentru că în cazul alimentelor takeaway, de obicei nu sunt furnizate alte servicii conexe. Este doar o formă de livrare a mâncării la domiciliul clientului. Din acest motiv, consider că e necesară o definire a termenului de servicii conexe în legislație. Cătălina, am observat că, printre altele, contează și locația prestatorului. Reprezintă un element definitoriu în toată această ecuație. Putem trage concluzia clară că dacă o afacere nu dispune de spațiu de servire, atunci nu poate presta servicii de restaurant și, prin urmare, nu poate aplica cota redusă de TVA? Nu chiar. Într-adevăr, așa cum am precizat anterior, pentru serviciile de restaurant, consumul preparatelor alimentare se realizează la locația prestatorului, iar pentru serviciile de catering la locația consumatorilor. Însă, putem avea cazul zonelor de food court din mall-uri. În această situație, nu avem un spațiu cu mese și scaune alocat unui furnizor de preparate alimentare, însă avem o zonă extinsă de mese și scaune unde se pot servi mâncăruri și băuturi, care este adresată
mai multor furnizori de produse alimentare. Aici ar trebui analizat dacă ar trebui aplicată cota de 9% sau de 5%. În opinia noastră, ar trebui să se aplice cota redusă de 5%, pentru că se furnizează într-adevăr anumite servicii conexe, chiar dacă acestea nu pot fi perfect delimitate. Însă cu siguranță că restaurantele deschise în zonele de food court vor suporta o parte din costurile cu legate de curățenie, de deplasarea meselor, de amplasarea acestor scaune și mese și așa mai departe. Așadar, apar în practică discriminări între diversele tipuri de unități de alimentație publică. Nu, probabil nu ne referim aici doar la diferențieri în cadrul aceleași activități economice a unui restaurant care poate livra mâncare la domiciliu sau poate oferi în spațiul său servirea mesei, ci ne referim și la alte afaceri care ar putea fi afectate, precum ai menționat restaurantele sau cei care prepară mâncare în moluri, probabil vor avea semne de întrebare și cei angajatorii care operează cantine pentru angajații proprii sau poate chiar supermarketurile sau hipermarketurile care pregătesc mâncare pentru a fi consumată în interiorul supermarketului sau hipermarketului. Așadar, sunt mai multe probleme pe care le ridică această nouă prevedere. Vrei să ne mai dai câteva detalii? Da, aș mai avea o precizare de făcut aici. Situația devine puțin mai complicată atunci când pentru aceeași societate comercială intervine o obligație de aplicare a unor cote diferite de TVA în funcție de felul în care se livrează mâncarea, dacă sunt furnizate sau nu servicii conexe și așa mai departe. Prin urmare, va trebui acordată o atenție deosebită dorinței și nevoii clienților atunci când vin și mănâncă într-o anumită locație. Așadar, practic un restaurant care oferă posibilitatea servirii mesei în interiorul locației, totodată poate să și furnizeze mâncare în sistem la pachet takeaway sau chiar livrare efectivă la domiciliu și atunci va trebui să aplice cote diferențiate de TVA pentru același produs în speță și casele de marcat probabil că vor trebui software-ul caselor marcat va trebui ajustat astfel încât să poți să aplici cota în funcție de operațiunea respectivă chiar dacă ai de-a face cu aceleași preparate alimentare. Așadar, se impun clarificări din partea autorităților fiscale cu privire la ce anume înseamnă serviciile conexe legate de alimente și de băuturi, ce înseamnă locația prestatorului în cazul serviciilor de restaurant. Încheiem aici podcastul nostru pe această temă. Până la următoarele știri fierbinte din fiscalitate, rămâneți cu bine! O zi bună!